Bună dimineața, stimați prieteni! Din nou suntem la președintele Igor Dodon live. Președintele PSRM, sau am discutat săptămâna trecută la acest subiect. Avem mai multe întrebări din la mass media, la care o să răspund rapid. Prima răspund la întrebările dumneavoastră, ca de obicei. Din nou, sunt foarte bucuros că ne urmăriți. Săptămâna asta am fost în două raioane. Am fost în raionul Iedineț Marți și ieri am fost în raionul Căușeni. Ieri am reușit să fiu în 6 primărie, am avut 8 întrevederi. Mă bucur că tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova la întrevederi mă întreabă și dau o licitate din această emisiune pe care noi o petrecem cu dumneavoastră în fiecare zi de vineri. Deja am început în luna noiembrie 2019. Deja un an și două luni jumate. De aceea sunt tot timpul pregătit să răspund la întrebările dumneavoastră, deci orice întrebare, poftim, mi-o adresați, atât din partea mass media, cât și din partea dumneavoastră, celor care ne priviți în direct. Așadar, câteva întrebări de la presă, prima răspund la întrebările pe care dumneavoastră să le scrieți. Unimedia, Guvernul Găvăliței, e clar că nu votați. Sunteți siguri? Ați lăsat fără declarație celelalte fracțiuni. Dar dacă la a doua tentativă se va înainta un alt candidat, PSRM ce va face? Într-adevăr, au rămas fără declarații mai multe fracțiuni. Nu știu de ce, erau siguri că noi o să votăm orice guvern. Sau cum spuneam eu la o emisiune, o să votăm chiar și o taburetcă pentru a evita alegerile parlamentare anticipate. Noi nu ne temem de alegeri parlamentare anticipate. Noi suntem gata să luăm decizii așa cum va fi în interesul cetățenilor Republicii Moldova. După cum am menționat în aceste zile, noi nu vom vota săptămâna viitoare Guvernul Găvriliță și această decizie este definitivă. Eu am spus că asta este poziția mea, dar am discutat-o și colegii din fracțiunea PSRM, colegii din partid, așa că la sigur, doamna Găvriliță, puteți fi sigură că săptămâna viitoare prim-ministru nu deveniți. Și am văzut că deja unii s-au pornit pe oraș să-și cumpere costume de miniștri, nu vă grăbiți, poate o să vină timpul. Săptămâna viitoare poate o să aveți nevoie de aceste costume pentru a veni în Parlament și a răspunde la întrebările socialiștilor. Pentru că noi vom fi prezenți la următoarea ședință a Parlamentului, care va fi cel mai probabil joia viitoare. Eu presupun că discuțiile asupra programului și componenței Guvernului va fi săptămâna viitoare, poate joi, vineri, o să decide colegii din Parlament. Dar, la sigur, săptămâna viitoare, Guvernul nu va fi votat. Întrebare de la Unimedia, dar dacă la a doua tentativă se va înainta un alt candidat, PSRM ce va face? Noi putem să votăm un guvern doar dacă suntem reprezentați în acest guvern. Doar dacă programul nostru, apropo, noi, că am dat în tipar, în următoarele zile va fi acest ziar în toate raioanele, în mare majoritatea localităților, în Republica Moldova, ziarul socialiștii, apropo, mulți s-au obișnuit și chiar mă întrebau săptămâna curentă, săptămâna trecută, domnul Dodon, dar unde e ziarul socialiștii? Pentru că ultimul număr a fost în luna decembrie. Și aici este și programul PSRM. O să vedem astăzi parcursul emisiunii, poate o să vă dau câteva detalii. Dar dacă nu este nimic din programul nostru, cum putem să votăm în guvern? În caz dacă programul nostru, integral sau parțial, se regăsește într-un program de guvernare, reprezentanții PSRM sau reprezentanți profesioniști pe care PSRM i-ar susține, atunci are sens să votez în guvern. Așa, care este sensul? De ce rămân pe poziția care am menționat anterior? Cel mai probabil vom avea alegeri parlamentare anticipate în luna iunie. Dacă se va schimba ceva, noi vă vom informa. Dar până ce, mergem pe această poziție. NTV, domnule președinte, sondajele arată că după anticipate, raportul de forțe din Parlament nu se va schimba esențial. Iar ultimul cuvânt în crearea unui guvernări va avea PSRM. Mai există loc de dialog cu cei din PAS, mai ales după ultimele declarații belicoase ale Mai Sandu și ale fruntașilor PAS? Și a fost așa declarație? Se va schimba sau nu structura Parlamentului după anticipate? La sigur se va schimba. Unele partide vor dispărea din Parlament. Unele ar putea să aibă șanse să apară în premieră în Parlamentul Republicii Moldova. Și aceasta este democrație, așa s-a întâmplat la fiecare etapă. Și nu este nimic strașnic sau periculos în acest lucru. Cum vor decide cetățenii Republicii Moldova? Cei de pe dreapta înaripați și fiind încă în euforie după alegerile prezidențiale, sper foarte mult că vor obține majoritate. Eu vreau să-i calmez puțin și le propun să fac o analiză a ratingului PSRM după alegerile din noiembrie
2016, atunci când eu m-am gândit la prezidențiale. În luna ianuarie-februarie, ratingul PSRM era mai mare ca ratingul PAS acum. Repet, 4 ani în urmă, după ce am învins la prezidențiale, ratingul PSRM era peste 52-53%. Sondajele noastre arată ratingul PAS în jur la 40 plus minus. Dar lucrurile se schimbă foarte repede. Pentru că euforia trece, valul trece și oamenii coboară pe pământ. Deci cel mai probabil în următorul parlament nu vor fi partide sau fracțiuni care vor obține majoritatea deputaților în parlament. Și evident va fi necesar din nou de așezat la masa de discuții. Cei care fac declarații că noi nu ne așezăm cu nimeni la masa de discuții, eu cred că mint alegătorii. Eu am mințit și 2 ani în urmă, când în luna februarie 2019, cei de pe dreapta și PAS și DA au declarat că nu fac coaliție nici cu Dodon, nici cu nimeni niciodată. Și ați văzut ce s-a întâmplat. De ce niciodată în politică nu spune niciodată? Politica este arta compromisului. Și dacă după următoarele alegeri parlamentare anticipate nu va fi nicio majoritate parlamentară sau nicio fracțiune cu majoritate parlamentară, atunci din nou vor fi două soluții. Sau găsești compromis în interesul cetățenilor, sau mergi iar la alegeri parlamentare anticipate. Eu nu exclud că actualul președinte al țării, care a dat dovadă și la această etapă că nu poate face compromisuri, nu poate discuta cu partidele politice, poate să aibă o poziție similară și după alegerile din luna iunie. Dacă vor fi alegeri parlamentare anticipate, vor fi în luna iunie. Și în cazul acesta am putea avea un nou blocaj în Parlament, care ne-ar costa 110-120 de milioane de lei, pentru că atât costă alegerile parlamentare anticipate. Noi vom fi gata să discutăm. Noi am dat dovadă că putem face compromisuri în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Așa cum am făcut pe parcursul ultimului un an jumate, după ce am făcut coaliție și cu Maia Sandu, și cu Andrei Năstase, și cu Partidul Democrat. Suntem gata sau nu să discutăm? După cum am menționat, suntem gata să discutăm absolut cu toți. Noi însă considerăm că dinamica și dezamăgirea după alegerile prezidențiale va fi în creștere, dezamăgirea și dinamica ratingului PAS în descreștere. Și o să vedem care vor fi rezultatele alegerilor anticipate. A doua întrebare de la NTV. Republica Moldova intră într-o perioadă de blocaj politic care va amplifica situația de criză în care ne-am pomenit din cauza pandemiei. Credeți că există suficientă maturitate și responsabilitate din partea politicienilor pentru a nu duce țara la un dezastru economic și social? Eu consider că cel mai probabil în actualul Parlament nu va fi suficientă maturitate politică din partea celorlalți jucători politici. În primul rând, din partea președintelui țării. Eu am menționat și cu alte ocazii că președintele țării trebuia în această situație să opteze pentru crearea unui guvern din reprezentanței mai multor partide din Parlament. Pe o perioadă de 3, 4, 5, 6 luni, un an pentru a trece de acest val. Noi încă suntem în criză. Noi efectele pandemiei și crizei economice, secete, noi o să le simțim încă în următoarele luni. Nu a trecut încă. Și vom fi nevoiți să trecem peste toate aceste provocări cu un guvern interimar. Cine va fi vinovat? Președintele țării, care pentru a obține mai multe fotolii de deputat pentru partidul său, nu a vrut să meargă la discuții cu partidele și a dus țara la anticipate. O să vedeți. 2-3 luni, 4, eu cred că lucrul ăsta o să simte. TV8. Credeți că pragul electoral pentru partide trebuie micșorat? Eu cred că categoric nu. Nu, ce înseamnă aceasta? Uitați-vă, noi am fost 3-4 partide după alegerile din 2017 și 4 partide nu puteau găsi limba comună între ei. Dar unde garanția că dacă o să fie 15 partide, o să găsească limba comună între ei? În genere, prin sate, oamenii îmi spun că, dar de ce să nu fie 2 partide? Unul de stânga și unul de dreapta. În Statele Unite sunt 2. Democrație și conservativ. În Marea Britanie, care toți dau exemplu cu cea mai bună democrație, sunt 2. Care, bine, sunt și altele mai mici, dar sunt 2 de bază care se schimbă. Unul la putere, altul în opoziție. Și la oameni le-i clar că ești de stânga sau de dreapta. Și în funcție de preferințele electorale și de situație, de crize, de timp, de moment, iau decizia pe cine susțin. Dar la noi sunt 20 de partide, fără ideologie, fără programă, fără nimic. Cine strigă mai tare, cine mai tare e balabol, nu al vede nimeni 3-4 ani, au venit pe lună, umblat prin sate, bătut doba și ajunge în Parlament și pe urmă mâine levă, mâine pravă, mâine valinche.
Pentru ce să facem noi micșorarea pragului electoral și să vină comprocent jumate, 15-20 partide din Parlament? La ce o să ajungem noi? De ce e că ne temem de concurență? Așa că răspuns la TV8, poate vreți să faceți voi un partid TV8 acolo cu Natasha în frunte și comprocent să treceți în Parlament. Nu, nu o să fie micșorat pragul electoral. A doua întrebare, tot la TV8. Raportul pentru 2020 privitor la călătorile de serviciu ale parlamentarilor publicat pe site-ul Parlamentului denotă că mai mulți deputați PSRM au fost în deplasări de serviciu în Rusia și nu au cheltuit niciun leu. Cine a suportat cheltuielile pentru vizite? Noi suntem, Partidul Socialiștilor are acord de colaborare politică cu mai multe partide, cu două partide, unul de guvernare și unul de opoziție, din Duma de Stat. Foarte des, atunci când inviți pe cineva, și chiar dacă noi invităm pe cineva, noi ne asumăm și cheltuielile. Bine, noi nu suntem așa bucați și nu invităm foarte des oaspeți, dar de obicei când se pleacă și dacă este vorba de aceste deplasări de serviciu, cel mai probabil este vorba de cazurile când au fost achitate de partea care i-a invitat. 3. Cât timp va continua emisiunea Președintele Răspunde? Da, ce, vă temiți? Dar care e problema cu această emisiune? Eu știu că mulți o așteaptă. Parcă nu umbrim pe nimeni. Eu vreau să vă spun că din luna decembrie și ianuarie n-am organizat această emisiune și oamenii și cetățenii, dar și jurnaliștii ne sunau la staful meu și întrebau, dar unde e Dodon, ce s-a întâmplat cu dânsul, de ce nu ies în Președintele Răspunde. Deci această emisiune va continua, eu cred că, mult timp înainte. Este o platformă bună, este o posibilitate de a discuta cu dumneavoastră și cu reprezentanții mass-media și cu cetățenii simpli. Deci vom continua această emisiune. Fiecare vineri, o să vedem dacă agenda va fi mai ocupată, poate odată în două săptămâni, vom decide. Pro TV, deputatul PAS Mihai Popșoi a spus ieri că se încearcă acum falimentarea întreprinderii Calea Ferată pentru a o putea privatiza pe bani mărunți de către oameni apropiați lui Igor Dodon. Cum comentați? Nu, aberații. Mihai Popșoi foarte des o ia prin Popșoaie. Nu este nou pentru dânsul, de ce așa aici o luat iară prin Popșoaie? Eu vreau să-i aduc aminte. Calea Ferată până în anul 2009, cât am fost la guvernare noi și eu în calitate de ministru economiei, anual plătea dividende la stat. Era o întreprindere profitabilă. Dacă n-ați zis voi, așa numiți pro-europeni, și ați început să fluturați cu valori europene, cu GIMP, cu Filat, cu toată banda asta voastră, cu Placotniuc, voi ați distrus Calea Ferată și ați adus-o la faliment. Anul trecut noi am încercat să o scoatem din datorii. Și vreau să vă aduc aminte că la începutul anului trecut, la sfârșitul 2019, datoriile erau pe 7-8 luni la salarii la Calea Ferată. Iar în ianuarie 2020, o an în urmă, datoriile nu erau deja la salarii. Anul trecut, an de criză, a fost un an dificil. Dar se vor găsi soluții. Eu rămân pe poziția fermă că Calea Ferată trebuie să rămână întreprindere de stat. Este un activ strategic și în mare majoritate a statelor, el rămâne în proprietate exclusivă a statului. Акцент ТВ. Уважаемый Игорь Николаевич, сегодня соцсети все меньше походят на площадку с равными правилами игры. А вы когда-нибудь подвергались цензуре в соцсетях? И какое влияние они оказывают на формирование общественного мнения в Молдове? Я думаю, что соцсети давно уже стали одним из главных источников информирования населения. И они продолжают и будут наращивать свое присутствие в любой стране. Молдова не исключение, поэтому, конечно, и политики очень много внимания уделяют соцсетям. Были ли у меня разные ситуации с соцсетями? Конечно, были. Я думаю, что все понимают, все видят. И были десятки, если не сотни случаев, когда активистов и сторонников ПСРМ блокировали в Фейсбуке. Вы видите, что происходило в самих Соединенных Штатах, когда заблокировали соцсети бывшего президента Соединенных Штатов. Соцсети давно превратились в инструмент влияния на общественное мнение. И этот инструмент находится в руках определенных сил. И я уверен, что очень часто используется этот инструмент. И даются неравные условия всем игрокам. И это проверить невозможно. У меня были случаи, когда стирались лайки на моих разных публикациях в соцсетях.
И мы видим, как наших оппонентов поднимают, а все, что публикуют наши сторонники, опускают. Это очень опасно. Свободы слова все больше и больше в соцсетях нету. И поверьте, люди все больше и больше будут возвращаться либо к прямому общению, либо вот к газетам и так далее. И еще раз говорю, то, что происходит в соцсетях на данный момент, очень-очень опасно. Я понимаю некоторые страны, которые вносят определенные регулирования. Не знаю, что, я думаю, что это в случае Молдовы нереально, но это уже становится опасно. Это уже становится опасно. Еще раз говорю, и невозможно контролировать. Я знаю, что мои оппоненты на прошлых выборах вкладывали в продвижение в соцсетях, если брать по ценам, которые мы знаем, цены, ну, несколько миллионов или 10 миллионов долларов, евро они вложили в соцсети. Мы это можем доказать. Причем не напрямую с избирательного фонда, а через сотни НПО, через разные проекты продвигали наших оппонентов. А нас блокировали. Повлияло это на результаты выборов? Конечно, повлияло. И это будет влиять дальше. Как это сочетается с демократическими нормами? Никак не сочетается. Адивер Ру. Майя Санду есть и приму пришенитель Республики Молдова, Карим Ультми, Доуш Пату, Дяня, Вистат Парис. Кумафоз Везута, Дикетри Дневаса, Часто Визита. Например, Кумафоз Везута, Часто Визита. Ее кредка Орче Визита Экстерна. А он и функционар Налди Стат, есть и он бенефичу Пентру Республика Молдова. Пентру Имажни Республики Молдова. Индифферент, как пляка, и есть сам бест. Импортанс фиши результат. Что импортанс ну фи амфика рези. Пентру, когда в райс фи Калетор, atunci trebuie să fii nu președinte cel mai probabil, trebuie să fii ministru de externe. Dar și nici ministru de externe nu trebuie să fie în afara țării. Apropo, ministru de externe în guvernul Maia Sandu, practic nu stătea la Chișinău deloc. Familia, nu știu, în afara țării și mai mult stătea pe acolo. De aceea, practica ca în decurs de o lună de zile, aproape 30% din timp să fii în afara țării, chiar și pentru un președinte de stat în condițiile de țară parlamentară, dar stat parlamentar fără guvern, în criză politică, eu cred că aceasta este prea mult. Eu înțeleg că se doresc acțiuni de PR pentru următoarele alegeri, dar eu totuși aș sugera să ne ocupăm de problemele din interiorul țării. Ce este mai important? Să găsim soluții pentru criza politică din Republica Moldova, dar suntem în criză. Sau să mergi cu mașina la București, de acolo să zbori în Europa și să faci întrevedere, de fapt, fără efect real pentru viața cetățenilor. Eu cred că este mai important atât să ne clarificăm cu problemele de acasă. Dar însăși vizitele, eu salut această vizită, eu salut acest contact cu domnul Macron, cu care m-am văzut de mai multe ori. Deci aici sunt de prima vizită la Paris. Eu cred că aici, nu cred că e greșeala doamnei Maia Sandu, care a menționat acest lucru în discursul său, eu cred că este greșeala consilierilor, care vor să o ridice în sus, în slăvi, nu, cel puțin patru președinți au fost la Paris. În vizite oficială și vizite de lucru. Și Snegu, și Lucinski, și Boroni, și eu am fost în 2018. Și la Palatul Elisei am fost împreună cu soția. De ce? Doamna președinte, dați-l din deget consilierilor care vă scriu speech-uri. Să fii mai atenți. Mai multe state europene au cerut eliberarea lui Alexei Navalny din închisoare și au condamnat aplicarea forței asupra protestatarilor pașnici. Care este poziția dumneavoastră față de aceste subiecte? În primul rând, după cum am menționat și anterior, eu consider că noi nu trebuie să ne implicăm în treburile interne ale altor state. Asta este poziția mea. Dar dacă să condamnăm aplicarea forței, dar de ce să condamnăm aplicarea forței, de exemplu, în aceeași Franță? Ați văzut cum polițiștii din Franța liniștesc protestatarii? Sau violența în Capitoliu, în Washington, când au fost împușcați mortal unii protestatari. Dar de ce toți stăceau? Dar unii presa liberă care trebuie să ridice în apărarea democrației? Sau ceea ce se întâmplă în Austria, în Viena, ultimele zile? Sau în Olanda, sau în Germania? Păi dacă suntem așa de sinceri, în apărarea drepturilor omului, haideți să fim egali pentru toți. Dar să nu fim selectivi. Acestea sunt standarde duble. Fără a comenta ce se întâmplă în Rusia sau în alte țări. Dacă avem aceeași abordare, haideți să avem aceeași abordare pentru toți. Și în est, și în vest.
Eu în calitate de politician, de lider de partid, eu încă pot să-mi permit să dau aprecieri. Dar atunci când ești om de stat, șef de stat, șef de guvern, mă refer la Republica Moldova, eu le recomand să se abțină de la declarații. Noi suntem un stat neutru. Nu trebuie să luăm parte nimănui în această luptă geopolitică. Acum se dă o luptă geopolitică foarte, foarte serioasă. Dacă noi o să avem în minte și înțelepciune să ne ținem de o parte de această luptă politică, va fi mai simplu să supraviețuim. Dacă să încercăm să facem pe plac unui moș sau unui strămoș din, nu, cacomută dedușchi или бабушки из Европы или из Америки, asta nu o să facă absolut nimic pentru cetățenii noștri. Da, poate cineva o să bată din palmă, să spună, ce bravo, o să arăte la Euronews sau nu știu ce, dar ce o să câștigi cetățenii din asta? Zero. Dar poate să duc și în minus. De ce trebuie să fim foarte atenți? Ren Moldova, из ваших публикаций в соцсетях видно, что вы продолжаете посещать районы. Да, посещаем районы. По два дня каждую неделю. Какие проблемы сегодня чаще всего поднимают местные жители? Ну, поверьте, большинство жителей меньше волнует, что происходит наверху, больше интересуют конкретные проблемы в селе. Что сегодня думают граждане района о досрочных выборах в парламенте? Считают ли они эту меру целесообразной? Народ разделился. Когда они слышат, что эти выборы стоят 120 миллионов лей, а эти выборы парламентские стоят досрочные 120 миллионов лей, вчера в Каушанах, вот если вы знаете, с Каушан до Талмаза есть дорога, которая даже никогда не ремонтировалась. Эта дорога, если не ошибаюсь, до Копанки, она где-то 13-14 километров. Чтобы ее сделать нормально, стоит где-то 60-70 миллионов лей. Потому что там дороги вообще нет. А там несколько сел, одно за другой. Леунтия, Градиница, Копанка, а дальше Талмаза. Я вчера там был по этим дорогам. И когда они спрашивают, да, наверное, нужно распускать парламент, потому что там очень многие засиделись, там других нужно выгнать, продались 10 разных депутатов. И когда слышат, что это стоит 120 миллионов лей, ну, все говорят, а зачем тратить, давайте лучше 60 миллионов нам, чтобы мы сделали наконец-то эту дорогу. Поэтому, что думает о досрочных парламентских выборах, мнение людей разделилось. Конечно, они примут то, что будет дальше. Народ у нас мудрый, умный. Но нужно хорошо подумать политикам и в первую очередь президенту страны. Потому что ответственность на президенте страны в этой ситуации. Какой эффект будет от этих выборов? Какие межпартийные коалиции для них более приемлемы? Еще раз, мнение людей очень простое. Выборы прошли, мы вас выбрали там наверху, неважно. Вот линию, и дальше договаривайтесь сделать так, чтобы народ жил лучше. И неважно, красный с белыми, или с черными, или с голубыми, или с синими. Вы договаривайтесь и решайте наши проблемы. Вот это мнение у народа. И это все говорят. Это все говорят и левые, и правые, и так далее. Насколько сильна в народе идея необходимости всем парламентам поддержать кандидатуру на пост премьера, предложенную Майо Санду? Нет вообще такой поддержки в народе, я не видел. Что давайте голосовать любой ценой за кандидатуру, которая не имеет поддержку 51 депутата парламента. Так, Стимас Кулеч, Стимас Претина, часто в пост интервьюерли карлям примит дела пресса, здесь еще до заштрени, черкем, чем спешмнуть, распомнил он интервьюер карвин лайв. Ана Казак, буна отскос, депортер лидер Руси. Дамна Казак, НКНО, а фост карева ной и этапе де амнистии. Почепен кузюа де лунь ла Москва с фильм репрезентант фост консилера мил Сергей Мишин, кари са ва окупа де контактул интре мини персонал ши диаспора де Федерация Руса, ши вом анчерка са ажутем. De ce eu să dau contactele începând cu ziua de luni, noi să avem un reprezentant suplimentar în Rusie, pentru că avem și un deputat care a fost ales pe circunscripție din Rusie, dar va fi încă fostul meu consilier Mișin, care va fi la Rusie și se ocupa de această problemă. Tamara Ceban, уважаемый Игорь Николаевич, почему не выплатили 1000 лей в январе, обещанную вами? Наверное, уважаемая госпожа Чебан, речь касается той 1000 лей пенсионерам. Это 1000 лей, которые я обещал и которые по моей инициативе парламент принял в декабре, оно будет выплачиваться к Пасхе. И мы обещали, что оно будет к Пасхе. К сожалению, в январе такой возможности не было. Но мы деньги 690 миллионов лей
потому что речь идет о 690 тысяч пенсионеров, получит к Пасхе по инициативе Дадона и ПСРМ по 1000 лей. Этот закон принят, промульгирован и вступил в силу. Алена Татар, Буна, pentru care dreptate ați eliberat pe Filat? Care este un aferist cu interese, ori sunteți afiliat? În primul rând, nu noi l-am eliberat. Acesta este tata politică a doamnei președinte a țării, Maia Sandu, care acum masiv în anturajul său a luat oameni anume din acea echipă. Mai departe o să vedem. Este președinte, lasă clarifice, să demonstreze. Oksana Sevachenko, domnule președinte PSRM, live e bine, dar mai bine să faceți să fie de lucru în Moldova ca să avem cu ce hrăni copiii. Oksana, să știți că noi am făcut mult în direcția aceasta, am lansat mai multe inițiative. Am trecut, de exemplu, inițiativa cu parcurile industriale și multe, multe altele. Cu regret, în acest an mergem pe un scenariu nu cel mai bun. Nu avem conlucrare între președintele țării și alte structuri. Avem o criză politică generată de actualul președinte al țării. Ce o să urmeze mai departe, o să vedem în următoarele săptămâni. Dar eu tot timpul rămân pe poziția că trebuie să facem locuri de muncă ca oamenii să rămână acasă. Gabriel Vartolomeu, drumurile noastre, drumuri proaste în țară, cine a fost responsabil cu infrastructura în ultimii 20 de ani? Gabriel, diferite guverne au fost în ultimii 20 de ani. Dar trebuie să recunoaștem că așa investiții în drumuri cum a fost în anul 2020, un an de criză, nu au fost în toți 30 de ani de independență. În anul trecut, în premieră, fiecare sat din Moldova a primit câte 1 milion de lei și mai mult. Eu ieri am fost în Căușeni, am spus deja, Bacicalia, mi se pare că într-un sat am fost, acolo le promit să facă drumul la intrare, de la trasă, de 20 de ani. Și abia anul trecut, la inițiativa noastră, guvernul nostru, am aprobat 2 milioane jumătate de lei să le facem drumul până la intrare în sat. În afară de milionul care l-au primit anul trecut și am făcut drumul în sat. Deci așa inițiative noi am avut. Și vom face tot posibil ca mai departe să investim în drumuri. Sofia Sovalciuc, хотелось бы услышать от вас, какой расклад событий нас может ожидать в случае, если кандидатура госпожи Гаврилицы не одобрит депутаты парламента. Софья, ну, то, что не одобрят на следующей неделе, это 100%. Я уже в начале этой передачи об этом сказал, что не будет на следующей неделе проголосован состав правительства. Будет или нет дальше, время покажет. Но, скорее всего, у нас будут досрочные парламентские выборы в июне этого года. Мы постараемся, если будут досрочные парламентские выборы, чтобы ситуация в стране до назначения нового правительства не вышла из-под контроля. С учетом того, что правительство прошлого года, нашего правительства, работало хорошо, у нас есть достаточно резервов для того, чтобы выплачивать пенсии, зарплаты, другие текущие выплаты, включая некоторые инвестиции, до минимум июнь-июль, то есть до досрочных парламентских выборов. Что будет дальше, уже решит следующий состав парламента. Какие другие сценарии возможны? Ну, назначение правительства, говорится. Ну, это приведет к тому, что будет правительство без парламентской поддержки. Назначение другого кандидата, у которого есть парламентская поддержка. Ну, теоретически может быть такая ситуация, что найдутся 50, 60, 70 депутатов, которые скажут, что вот кандидат вот такой, мы хотим его поддержать. Но есть большая вероятность, что президент не одобрит эту кандидатуру, хотя по решению Конституционного суда она обязана. Если не одобрит, тогда следующий политический кризис и опять досрочный парламентский выбор. Поэтому в нынешней ситуации из-за позиции президента Майя Санду у нас тупик и политический кризис. И это плохо для страны. Это очень плохо. Татьяна Никита. Дарла Кантемир Кыновса Жунджиц. Аша принтуати Райванли Вадучиц. Какого тот сантуамин, который у него едет не вас, Игорь Николаевич. Eu o să fiu în toate raioanele. Doamna Tatiana, Nikita, eu am să fiu în toate raioanele. Cred că dacă merg câte două raioane pe săptămână, pe lună să primesc 8 raioane, total avem 30 și ceva. Asta înseamnă că în patru luni trebuie să le trec pe toate. Până în aprilie, cred că avem februarie, martie, aprilie, mai. Trebuie să trec toate raioanele. Și la sigur o să vin și în Cantemir. Светлана Молчанова. Жители государства настораживает безответственное поведение действующего президента к своим должностным обязанностям. Интересна ваша позиция относительно этого. Знаете, я пока что не делаю детальный анализ деятельности президента. Ну, закончится 100 дней, об этом поговорим более детально.
Я лишь комментирую некоторые отдельные случаи. Я очень надеюсь, что это не безответственная позиция президента Майсанду. Я очень надеюсь, что это где-то влияние непрофессиональной команды, которая нас собрала вокруг. Может быть, изменится. Но через, ну, пройдут 100 дней, поговорим более детально. Валентина Василаки, чеф Ачец на территорию. Санчепут компания, дом пшнити. Ну, Валентина, ну, фак компания электорала. Допоку моменционат антериор, мем пуска скоп, семер энтуати райуанили. Шин спечал энтуати сатли дня Республика Молдова, каримо сусинутым пропорции ди 50 плюс ла алечерли президентиали. Тотал из 530 локалитет дин цара, кари вотат маймул ди 50%, 430 примарийни цара. Și vreau să merg în toate aceste localități. Și voi merge în toate localități. Să le spunem mulțumesc oamenilor, că așa mă întâlnesc cu primarul, cu consilierii locali, cu alte persoane. Nu obligatoriu primari socialiști. Eu, de exemplu, am fost într-un sat unde e primar democrat, în două sate unde sunt primari comuniști, care au votat pentru socialiști în sat. I-am spus mulțumesc primarului, oamenilor, și eu cred că lucrul ăsta este corect. Nu cum se întâmplă de obicei, oamenii vin sau polițienii vin și discută cu cetățenii numai după ce, numai atunci când sunt alegeri. Atunci când sunt alegerile, toți vin. Și 4 ani uite de ei. Eu tot timpul am fost și voi fi alături cetățenii Republicii Moldova. Igor Mandric, vopros, Igor Nicolae, cât costă proiez la troleibusul Chișinău? Честно, я давно не ездил на троллейбусе, но, насколько я помню, потому что мы обсуждали этот вопрос недавно с мэром Кишинева, мне кажется, 2 лея. 2 лея? 2 лея не увеличилось. Почему я вспомнил? Еще раз, я давно не ездил на троллейбусе, но почему вспомнил? Потому что я видел вопрос некоторых, что нужно повышать или не повышать. И начали критиковать мэра Кишинева, что он хочет повысить тарифы в Кишиневе. Насколько я знаю, на проезд в Кишиневе, на маршрутки, там, автобусы и так далее. Насколько я знаю позицию Вани Чубана, Ивана Васильевича, он категорически против увеличения стоимости проезда в Кишиневе. Я в этом его поддерживаю. Будет новый транспорт, будут новые условия, услуги, об этом поговорим. Сейчас категорически нет. Ну, то, что касается там троллейбуса и так далее, знаете, вот после окончания президентских выборов, очень такой большой плюс, есть возможность более свободно ходить по Кишиневу, не только по Кишиневу, по районам, но по Кишиневу. Вот недавно, в прошлую субботу, впервые за многие годы прогулялся в парке на Буйканах, там, где я живу. Если вы знаете, есть очень красивый парк, который Иван Васильевич частично отремонтировал, там дорожки сделал. Кстати, там напротив меня живет и Майсанту, мы там соседи. И впервые за многие годы я там побывал, прогулялся с моей супругой. Очень, очень красиво. Николай Тимотин. Дом Додон, Штивка, Носа, Распундис, да, честно, отец Шасигур. Дече фракционе Песерме, ну а вот атом парламент Каной, чей день диаспоры, Саботезы, Доузили. Дом Тимотин. Дар, дече дуар диаспора, Саботезы, Доузили. Dacă hai să-mi punem pe toți în condiții egale. Las voteze toți două zile. Las voteze dacă facem. Dar pentru ce să facem excepții pentru diaspora? Dar poate mai bine voi să veniți acasă cei din diaspora. Nicolae, cred că sunteți din diaspora. Veniți acasă, oameni buni. Veniți acasă, votați acasă. De ce nu vă toarceți acasă? Păi dacă așa de tare predați și iubiți Republica Moldova, veniți acasă la... Chiar dacă nu mai aveți rude aici, veniți la mormântul buniilor, părinților. Și paralel o să votați. Deci, haideți să iubim țara toți. Nu doar prin declarații, prin flashmoburi, prin critici la adresa mea sau la adresa unor partide politice. Haideți să încercăm ceva să facem real pentru țară. Eu în 2009 tot am putut să plec să fiu și eu ca și voi diaspora. Și credeți-mă, din punct de vedere a veniturilor și a confortului familiei, pentru mine aveți fi mai bine. Eu am ales aici acasă să stau și să lupt. Am însurit, m-ați făcut în tot felul, inclusiv cei din deasă. Dar am rămas acasă. Dar unii au plecat și sunt mari patrioți acolo. Nu au venit câte 15-20 de ani acasă. Și acolo iesă și ei sunt cei mai mari patrioți. Da, noi vă iubim unde sunt, indiferent nu sunteți voi, dar veniți acasă. Vă așteptăm acasă. Cătălin Toma, în privința antipatilor, să nu se întâmple că dați pasărea de mână, picioare pe gard. Există așa posibilitate, domnul Cătălin Toma. Dar care e soluția altă? Dacă nu există posibilitatea de a vota un guvern
în actualul Parlament. Alte soluții nu există. Să mergi la alegeri parlamentare începate. Și deja poporul să ne judece pe toți. Tatiana Клапатюк. Игорь Николаевич, почему не завозят российскую вакцину? Потому что сейчас идет процедура регистрации этой вакцины. Я знаю, что документы в агентство по медикаментам Молдовы есть. Сейчас Министерство здравоохранения должен дать авиз. И я очень надеюсь, что в самое ближайшее время эта вакцина будет зарегистрирована в Молдове. Кстати, на всех встречах в селах меня спрашивают про вакцину. И подавляющее большинство граждан Молдовы, с которыми я встречаюсь, говорят, что они будут вакцинироваться только российской вакциной. Это не только мое мнение, это мнение большинства граждан Республики Молдова. Поэтому я считаю, что обязательно российская вакцина должна быть доступна для жителей Молдовы. Кристина Француз. Леджа ноу сапара аувое савотезе дуарчейчи сафлан территору цери. Некавезе Николай Тимотин Димайсус. Нека Кристина Француз, шлеште сварте мулц. În toate satele, mi-am spun. Domnul, dar de ce diaspora trebuie să hotărască în locul nostru? Faptul că ei trăiesc undeva, știu argumentul, ei trimit bani acasă, dar în toate satele, spun. Dar de ce nu hotărâm noi, care trăim în țară, viitorul acestei țări? Dar dacă peste 3, 4, 5 ani o să voteze 1 milion în diaspora și 500.000 acasă, atunci ce facem noi? Atunci cei din interiorul țării nu-și hotărăsc să arată țării. Și mulți cer să fie aprobată o astfel de lege. Eu nu cred că e real de aprobat o astfel de lege, dar eu vă spun că se discută acest lucru și din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mulți oameni în Moldova spun despre acest lucru. La toate întrevederile pe care le-am eu. Octavian Laptescu. La ce etapă se află proiectul de reanimare a aeroportului din Băț? Octavian, după ce a fost criza din anul trecut, acest proiect a fost înghețat, ca și proiectul Mărculești, pentru că știți că s-au, chiar și aeroportul din Chișinău nu aveau zboruri. Deci în aceste condiții să atrage un investitor în astfel de proiecte este imposibil. Deci în anul trecut, în altul precedent, din cauza crizei, din cauza COVID, aceste proiecte cu regret nu au fost dezvoltate mai departe. Deja următorul guvern urmează să inițieze promovarea acestora. Victor Mugâldea. Domnule Dodon, de ce mai continuă această emisiune dacă nu mai sunteți președintele Republicii Moldova? Victor, dar ce numai președintele Republicii Moldova trebuie să aibă astfel de discuții? Președintele PSRM Igor Dodon răspunde. Asta este emisiunea. Și ea va continua. Și dacă nu le place cuiva, lasă-nu să uite. Să nu o privească. Dar eu văd că oamenii îi privesc, îi interesează. Și eu cred că noi trebuie să continuăm astfel de emisiuni. Este o platformă foarte bună de a discuta direct. Daniela Josan, dacă diaspora nu contează, să nu voteze nici Transnistria, suntem ok. Daniela, eu nu am spus că nu contează diaspora. Acum o să încercați din nou să scoateți din context. Eu am spus că oamenii, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc aici, își dau această întrebare. Contează fiecare cetățean al Republicii Moldova, indiferent unde se află el. Se află în diaspora, în Italia, se află în Moscova, se află în Kamchatka, se află în Transnistria. Ăștia sunt cetățenii Republicii Moldova, care trebuie să aibă dreptul la vot. Asta este poziția mea. Ferm. Și să votez. Acestea au fost întrebările. Stimați prieteni, eu cred că am răspuns la unele subiecte care interesau și cei de mass media. Vreau să vă urez un sfârșit de săptămână frumos. Am înțeles că o să fie ninsori următoarele zile. Eu cred că o să fie frumos. O să ne bucurăm din nou puțin de iarnă, alături de familiile noastre. Haideți să prețuim ceea ce avem. Eu am menționat-o de mai multe ori. Să prețuim oamenii de alături, să prețuim pacea care o avem în Republica Moldova. Să încercăm să prețuim ceea ce am obținut parcursul anilor. Eu vreau să urez sănătate tuturor, minte înțelepciunii policienilor, inclusiv conducerea de vârf a țării, mai puțin ambiții. Și gândiți-vă mai mult la oameni simpli. Nu la fotoliile deputat, dar la oameni simpli. Pentru că lucrurile astea, dacă o să fie altfel, o să fie penalizate tot de acești oameni simpli. Sănătate, succese și cu Doamne ajută!